Universul, câmpul nostru de studiu. În Psalmi, capitolul 104, cu versetul 24, citim: Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de bogățiile tale. În această lume, putem doar începe să obținem cunoașterea lucrurilor și căilor lui Dumnezeu. Studiul va fi continuat de-a lungul veșniciei. Dumnezeu a prevăzut pentru om subiecte de gândire ce vor pune în acțiune orice facultate a minții. Putem citi caracterul Creatorului sus în ceruri și jos pe pământ, umplând inima de recunoștință și mulțumire. Orice simțământ va răspunde expresiilor de iubire ale lui Dumnezeu din lucrările sale minunate. Acolo, când voalul ce întunecă vederea va fi dat la o parte și ochii noștri vor privi acea lume a frumuseții din care acum prindem doar crâmpeie prin microscop, când vom privi măreția cerurilor explorată acum din depărtare cu telescopul, când va fi îndepărtată orice urmă de păcat și întregul pământ va apărea în frumusețea Domnului Dumnezeului nostru, ce câmp va fi deschis pentru studiu. Acolo, cel care studiază știința va citi rapoartele creațiunii și nu va discerne nimic care să amintească legea răului. El poate asculta muzica glasurilor naturii fără să detecteze vreo notă de jale sau vreun ton trist. În toate lucrurile create din vastul univers, poate deosebi o singură semnătură: numele lui Dumnezeu scris cu litere mari, și niciun semn al răului nu mai rămâne pe pământ, pe mare sau pe cer. Mulțimea celor răscumpărați va colinda de la o lume la alta și mult din timpul lor va fi folosit pentru cercetarea tainelor mântuirii. De-a lungul veșniciei, acest subiect va fi deschis mereu minților. Privilegiile celor ce vor birui prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor depășesc înțelegerea. Toate comorile universului vor fi deschise studiului copiilor lui Dumnezeu. Cu o plăcere de nespus vom intra în bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ne vom împărtăși de comorile dobândite în cursul veacurilor petrecute în contemplarea lucrărilor mâinii lui Dumnezeu. Și anii veșniciei, în scurgerea lor, vor continua să aducă mai multe descoperiri mărețe. Nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, din veșnicie în veșnicie ne vor fi împărtășite darurile lui Dumnezeu. Amin. Laudă și slavă și glorie, Tată Ceresc, pentru lucrurile minunate pe care o să ni le descoperi.